astronomii au detectat o particulă rară și extrem de energetică pe Pământ, care ar fi provenit dintr-o regiune a spațiului aparent goală. Particula, numită Amaterasu, după zeița soarelui din mitologia japoneză, este una dintre cele mai energetice raze cosmice detectate vreodată. Doar cele mai puternice evenimente cosmice, mai violente decât explozia unei stele, ar fi capabile să producă astfel de particule. Dar Amaterasu pare să fi provenit din vidul local, o zonă goală de la marginea galaxiei Calea Lactee. Cercetătorii au urmat traiectoria până la sursă și nu au găsit nimic suficient de puternic ce ar fi putut să producă particula, a spus profesorul John Matthews de la Universitatea din Utah, SUA. Este un mister. Ce naiba se întâmplă? S-a întrebat Matthews. Particula Amaterasu depășește o energie de 240 exaelectronvolți, adică de milioane de ori mai mult decât particulele produse de Large Hadron Collider, cel mai puternic accelerator construit vreodată de omenire. Particula se apropie doar de o altă particulă numită Oh My God, o rază cosmică detectată în 1991 cu o energie de 320 exaelectronvolți. Un posibil candidat pentru acest nivel de energie ar fi o gaură neagră supermasivă aflată în inima unei alte galaxii. În apropierea acestor vaste entități, materia este distrusă până la structurile sale subatomice, iar protonii, electronii și nucleii sunt aruncați prin univers cu viteza luminii. Razele cosmice, ecourile acestor evenimente cerești violente, cad pe Pământ aproape constant și pot fi detectate cu instrumente precum observatorul Telescope Array din statul american Utah, acolo unde a fost descoperită particula Amaterasu. În cazul de față, misterul este locul de origine al particulei, care pare să fie o regiune a cerului aparent goală. În mod similar, particula Oh My God nu a avut o sursă identificabilă. Oamenii de știință cred că asta ar putea sugera o deflexiune magnetică mai mare decât ar fi de așteptat, o sursă neidentificată din vidul local sau o înțelegere incompletă a fizicii particulelor.